Directorul aeroportului internațional Iași, Cătălin Bulgariu, aduce clarificări în legătură cu toate cursele de pe aeroportul din Iași. Acesta a precizat că zborurile vor fi reluate abia după ridicarea măsurilor impuse de ordonanțele militare. În acest moment, pentru toți operatorii aerieni, restricțiile de zbor sunt stabilite până în data de 14 mai. Aeroportul Iași este în contact permanent cu operatorii aerieni și din dialogul cu aceștia a rezultat că toate companiile aeriene care operează pe aeroportul din Iași vor relua cursele regulate de pasageri a doua zi după ce se ridică restricțiile de operare impuse de statul român. Privind evoluția pandemiei, Cătălin Bulgariu consideră încă nesigură varianta reluării curselor aeriene. Așadar, dacă pe data de 14 mai se ridică restricțiile militare, atunci înseamnă că pe 15 mai companiile aeriene vor relua zborul. Mai există o singură condiție, ca aceste restricții de zbor să fie ridicate și în statele în care ajunge ca destinație zborul care pleacă din Iași. Din punctul meu de vedere, este un pic cam repede reluarea curselor regulate, pentru că astăzi încă nu avem proceduri în ceea ce privește menținerea distanței sociale și asigurarea condițiilor de siguranță medicală pentru pasageri, nici la nivelul aeroportului, nici la nivelul mijloacelor de transport, adică la nivelul avioanelor. În acest moment, accesul în aeroportul Iași este permis numai pasagerilor care poartă mască de protecție. Măsura este luată în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare și are drept scop evitarea răspândirii virusului COVID-19 în rândul persoanelor sănătoase. Toate persoanele care vor veni la aeroportul din Iași după reluarea curselor trebuie să știe că trebuie să aibă mască de protecție, așa cum sunt condițiile astăzi în ordonanțele militare și în hotărârile comitetelor de situație de urgență pentru județul Iași, și vor trebui să respecte distanțarea socială și culoarele de acces care sunt definite în cadrul aeroportului Iași, de la intrarea în aerogară până la realizarea check-in-ului, a controlului de securitate și a îmbarcării în aeroport.